Există o legătură clară între vaccinul produs de Oxford AstraZeneca și o tulburare rară de coagulare, deja celebrele tromboze. Este unul dintre subiectele care apare în raportul de gardă la secțiunea esențial COVID-19, cu care începem interviul de astăzi cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mă bucur să ne auzim și în această săptămână. Este deja o știre asta, scrie despre asta The New England Journal of Medicine, cu alte cuvinte, o sursă serioasă. Cât de serioasă, domnule doctor? Este o sursă foarte serioasă, New England Journal of Medicine, care de fapt publică primul articol științific despre această legătură între vaccinul Oxford-AstraZeneca și o tulburare rară care ține de coagulare. În același timp avem afirmat din perspectiva Autorității de Reglementare a Agenției Europene a Medicamentului această legătură. Agenția Europene a Medicamentului vorbește foarte clar despre o relație de cauzalitate între administrarea vaccinului și apariția unor forme rare de afectări ale coagulării într-un interval de 5 zile până la 3 săptămâni de la administrarea primei doze de vaccin. De fapt, suntem într-o evoluție de unde în urmă cu câteva săptămâni Agenția Europeană a Medicamentului nega, apoi spunea că nu poate fi exclusă. Acum afirmă explicit că există această legătură. Cum am mai spus-o și în săptămânile din urmă, este foarte important ca oamenii care ne ascultă să înțeleagă diferența între tromboze, așa cum le știm, tromboza care apare după o perioadă, eu știu, mai lungă de stat pe scaun, de exemplu în avion, și aceste forme de tromboze care de fapt asociază și un deficit de trombocite sunt manifestări ale tulburărilor de coagulare extrem de rare, specifice. Unele mecanisme au încercat să fie descifrate, identificate și explicate. Asta face și materialul din New England of Medicine. Trebuie să spunem că nu există încă un consens asupra unui mecanism sau unor mecanisme. Lucrurile se cercetează în continuare, dar ceea ce știm în acest moment este că există această relație de cauzalitate. Haideți să explicăm puțin mai în detaliu, aș mai insista puțin pe această știre. Așadar, scrie raportul de gardă, vaccinul AstraZeneca poate determina dezvoltarea unei forme rare de trombocitopenie, mediată de anticorpi. Anticorpii contra PF4, o să ne explicați exact ce înseamnă, care mimează trombocitopenia autoimună indusă de heparina. Adică, de fapt, ce se întâmplă? Când apare o tulburare de coagulare, o tromboză, unul dintre tratamente este cel cu heparina. Este un medicament clasic folosit de zeci de ani. Numai că sunt situații rare în care, ca urmare a administrării heparinei, apare o scădere a numărului de trombocite ca urmare a unei reacții imune. Practic, organismul dezvoltă anticorpi împotriva unui factor, unei proteine care se află pe suprafața acestor trombocite, ca urmare a administrării de heparină. Ceea ce atrage atenția în legătură cu tulburările de coagulare asociate vaccinului Oxford-AstraZeneca, în unele cazuri, este asocierea cu ceea ce pare a fi anticorpii contra acestui factor plachetar. De aceea, unul dintre mecanismele luate în calcul este tocmai dezvoltarea acestor anticorpi ca urmare a administrării vaccinului, anticorp care, odată dezvoltați, ca și în cazul administrării de heparină, în cazuri rare, pot să determine o afectare la nivelul trombocitelor și să scadă numărul acestora. Cu alte cuvinte, ce anume din vaccin determină această reacție? Sau ar putea determina această reacție? Acum se discută despre implicarea vectorului folosit, adenovirusului, pe care îl folosește vaccinul, anumite fragmente, proteine ale acestui adenovirus care ar putea să stea la originea dezvoltării acestui răspuns imun. Dar, repet, este o ipoteză de lucru, mai sunt și alte mecanisme care sunt luate în calcul și sunt absolut convins că lucrurile se vor lămuri în lunile următoare. Noi nu trebuie să uităm că suntem la aproximativ o lună de zile, o lună și o săptămână, de când s-a fost ridicat acest semnal de alarmă, iar eu cred că este remarcabil totuși că în acest timp Agenția Europeană a Medicamentului
a reușit să dea un răspuns. Cred că putem să separăm acest răspuns pe două paliere. E perspectiva, dacă vreți, de sănătate publică, aceea care spune că beneficiile vaccinului depășesc riscurile, și este perspectiva, să spunem, individuală a fiecărei persoane, care trebuie să evalueze din perspectiva riscului beneficiul individual, a raportului risc-beneficiu individual, dacă se vaccinează sau nu. Cele două perspective, în cazul vaccinului Oxford-AstraZeneca, nu se pot suprapune total, tocmai ca urmare a riscului de apariție acestor forme de acestor alterări ale coagulării, care s-a văzut în unele cazuri pot să fie chiar letale. Bun, acum, ce mai știm până în momentul ăsta este că, deși sunt foarte puține cazuri, comparativ cu numărul celor vaccinați cu acest vaccin, totuși mai expuse dintre cei afectați au fost femeile. Există o predispoziție și dacă da, din ce cauză? E un defect genetic? Nu știu de ce. Și ce ar putea fi la femei mai mult decât la bărbați? Într-adevăr, datele inițiale arătau că femeile și, în general, femeile tinere au fost într-o măsură mai mare afectate. Pe măsură ce datele, ce au apărut mai multe date, pare că vârsta nu mai este un criteriu și deja se vorbește inclusiv de apariția unor cazuri la peste 50 de ani, la persoane cu vârsta de peste 50 de ani. Al doilea lucru, într-adevăr, pare că femeile sunt mai afectate. Noi știm și am mai vorbit că statusul pro-trombotic al femeilor este mai accentuat. E un lucru care e cunoscut în relație cu administrarea de anticoncepționale. Este un status care apare în timpul sarcinii. Este una din cauzele pentru care poate să apară infertilitatea ca urmare a prezenței trombofiliei. Ei, sigur, sunt elemente care țin de genetică, dar și elemente care țin de statusul hormonal al persoanei respective. Una peste alta, pare că, într-adevăr, femeile par a fi la un risc mai mare pentru apariția acestor fenomene după administrarea vaccinului Oxford-AstraZeneca. Problema este însă că aceste criterii, să spunem sexul feminin, și criteriul de vârstă care, iată, se extinde, nu mai putem neapărat să vorbim despre persoane tinere, fac imposibilă formularea unei recomandări care să ajute cu adevărat în practică, adică să identifice foarte precis acest grup la risc și să-l extragă, dacă vreți, din grupul eligibil pentru acest vaccin. De aceea, decizia trebuie să se ia caz cu caz. Evident, e importantă evaluarea riscului din perspectiva evenimentelor anterioare trombotice la o persoană, dacă acestea au existat, dacă au fost serioase. Cred că sunt indicii care să dirigeze persoana respectivă spre un alt tip de vaccin, cele bazate pe ARN mesager. Și, pe de altă parte, e conduita care urmează administrării vaccinului, și anume atenția sporită la apariția unor semne, durerea de cap, durerea abdominală, de exemplu, senzația de dificultate în respirație. Toate acestea pot să fie semne care să arate prezența unei tromboze și, sigur, persoana respectivă trebuie dirijată către un spital în cel mai scurt timp posibil. Cred că sunt niște limitări, inclusiv în analiza Agenției Europene a Medicamentului. Nu cred că este care au o acuratețe mare, raportarea acestui număr de cazuri de tromboze însoțite de trombocitopenie la numărul total de vaccinuri AstraZeneca Oxford administrate. Într-adevăr, noi știm cu exactitate câte vaccinuri au fost administrate, dar trebuie să luăm în calcul că în fiecare dintre aceste state modalitatea de raportare a reacțiilor adverse și de obiectivare a reacțiilor adverse este diferită. De aceea, practic, noi avem câteva state care raportează aceste situații rare. Germania, statele nordice, am văzut că și Marea Britanie, Franța, extrem de puține cazuri raportate din centrul și estul Europei, de exemplu. Dar în același timp se cuantifică numărul de doze administrate în aceste state. Deci s-ar putea ca, de fapt, incidența să fie ceva mai mare. Pe de altă parte, un mesaj care a apărut în spațiu public se referă la riscul de a face tromboză, de exemplu, după ce mergi cu avionul. Și este un risc, sigur, care raportat la riscul de a face o astfel de tulburare de coagulare rară, acel risc este mult mai mare
însă cred că sunt două situații care nu pot fi comparate. Sunt puse pe masă în timp scurt câteva posibile mecanisme și odată elucidate s-ar putea să identificăm mai multe mecanisme implicate în apariția acestor tulburări de coagulare. Odată clarificate, cred că vor deveni mult mai, sper că vor deveni mult mai clare deopotrivă și modalitățile de, eu știu, de diagnosticare sau chiar de predicție în baza unui set de date, dar și, evident, componenta terapeutică odată ce, eu știu, astfel de fenomene pot să apară. În orice caz, ceea ce trebuie să iarăși să reținem, odată că încă nu avem motive foarte clare, categorice, să oprim vaccinarea cu AstraZeneca și, de asemenea, Agenția Europeană a Medicamentului recomandă ca pe lista efectelor secundare ale administrării acestui vaccin să fie incluse și aceste cazuri de tromboze asociate cu trombocitopenia, tocmai ca să poată fi urmărite mai bine. Da, odată prezente, afirmate în prospect, aceste reacții adverse post-vaccin devin parte din supravegherea prin farmacovigilanță, partea obligatorie de făcut. Adică genul acesta de reacții adverse, de fenomene, vor fi căutate activ. Nu vor fi raportări, eu știu, sporadice și așa mai departe. E un element de farmacovigilanță important. Cred că una dintre lecții este că avem aici două planuri. Este acest plan de reglementare în care Agenția Europeană a Medicamentului, sub presiunea statelor europene, a trebuit să actualizeze prospectul într-o formă care să nu scadă foarte mult încrederea în vaccinare. E ceea ce am constatat în ultima lună. Iar în alt plan avem fiecare stat membru care își face propria politică de vaccinare. Și aici, în situația în care un stat își dorea să accelereze vaccinarea și vaccinul AstraZeneca era parte fundamentală din această accelerare, era clar că în această situație un mesaj negativ venit de la Agenția Europeană a Medicamentului ar fi impactat puternic acest obiectiv. Cred că în această perioadă statele care au stopat vaccinarea până la un răspuns al Agenției Europene a Medicamentului, cred că au avut conduita corectă, pentru că elementul fundamental aici nu a ținut de calitățile intrinsece ale vaccinului, ci de păstrarea încrederii în campania de vaccinare și implicit și în vaccinul Oxford-AstraZeneca. Aici am constatat două abordări, de fapt, state care au avut abordarea bazată pe datele științifice, așa cum le comunică Agenția Europeană a Medicamentului și care s-au schimbat într-o lună de zile, și statele care au privit din perspectiva încrederii cetățenilor în vaccinare. De fapt, eu cred că în lunile următoare vom constata împreună care sunt statele care au acționat corect. Mergem pe firul subiectelor din raportul de gardă, secțiunea esențial COVID-19. Două treimi dintre spitalizările pacienților cu COVID-19 sunt asociate bolilor cardiometabolice. Un studiu recent publicat de Journal of the American Heart Association arată acest lucru. Sunt câteva elemente care trebuie punctate. Aceste asocieri au fost făcute încă din primele săptămâni ale pandemiei, pornind și de la constatarea că prevalența obezității, a diabetului zaharat și bolilor cardiovasculare este foarte mare în populație. Deci probabilitatea ca persoanele infectate să sufere de una dintre aceste comorbidități era destul de mare. Acum, dacă ne referim strict la persoanele internate în spital, deja suntem într-un alt plan și studiul ăsta arată de fapt că în cea mai mare proporție bolnavul spitalizat cu COVID-19 asociază una dintre aceste boli, ceea ce ne indică nouă că ele reprezintă de fapt un factor de risc pentru apariția formelor grave și un factor de risc asociat cu spitalizarea. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm că avem un an de zile, de când, mai bine de un an, de la începutul pandemiei și de când aceste date au apărut în spațiu public și le-am comentat și noi de multe ori. Și exceptând Marea Britanie, care și-a propus un plan de combatere a obezității
N-am văzut inițiative pe aceste zone în paralel cu combaterea, să spunem, a pandemiei cu, mă rog, mijloacele cunoscute. Da, și de altfel și autorul acestui studiu, autorul principal al studiului, spune că, citez aici, este trist că de un an avem milioane de decese și spitalizări și nu am făcut nimic pentru a adresa una dintre principalele metode de a preveni aceste afecțiuni. Da, mai ales că sunt modalități și de intervenție din ce în ce mai specializate, precise și stratificate pentru toate aceste tipuri de afectări. În urmă cu 2 sau 3 ani de zile a fost elaborat un consens mondial pe diabetul zaharat, care plasează riscul cardiovascular pe prima linie din acest punct de vedere, deci iată că lucrurile din punct de vedere științific aici erau pregătite de ceva timp. Trebuia doar implementat acest ghid. Apoi am văzut date în anul care a trecut despre stratificarea obezității. Am putea să vorbim despre diverse tipuri de obezitate cu diverse tipuri de intervenții. Acum am văzut aceeași abordare asociată insuficienței cardiace și la fel există un consens actualizat din urmă cu 2 ani în legătură cu hipertensiunea arterială, adică pentru fiecare dintre acești factori de risc pentru spitalizarea pacienților cu COVID-19, există în acest moment un consens științific care include inovațiile ultimilor ani și care de fapt ar trebui să constituie baza pentru programe de sănătate publică. Pentru acest studiu s-a utilizat un model matematic, mai scrie raportul de gardă.ro. Unul dintre rezultate este așa, citez din nou, o scădere cu 10% a numărului de persoane care suferă de fiecare dintre cele 4 tulburări cardiometabolice, adică obezitate, hipertensiune arterială, diabet zaharat și insuficiență cardiacă, ar fi redus 11% din spitalizările pentru COVID-19. Mi se pare extrem de semnificativ procentajul ăsta. Sigur, noi ne uităm la spitalizările pentru COVID-19 și ne uităm din perspectiva, eu știu, mai degrabă a virusului, a pandemiei. Cu cât numărul de cazuri crește, cu atât, sigur, numărul de spitalizări crește. Ne uităm la cifre mari, la un tablou macro. Dar iată, cred că ar trebui să intrăm în genul acesta de detalii, mai ales că mai este un lucru foarte important. În acest an care a trecut, pacienții cu boli cronice, cele 4 fac parte din această categorie, au fost neglijați la nivelul sistemelor de sănătate și acest lucru de fapt continuă. Neglijându-i, e clar că nu doar că nu există programe prin care aceste suferințe să fie, eu știu, evitate sau îmbunătățite, dar de fapt statusul acestor persoane se agravează și sigur agravându-se în cazul și asociind o infecție cu SARS-CoV-2, în mod clar riscul de infecție de COVID-19, de forme grave și de spitalizare este mai mare. Deci, iată cum ar trebui, de fapt, pandemia să catalizeze și o regândire, cel puțin din acest punct de vedere, al bolilor cardiometabolice. Da, din păcate, cred că o să vedem, mă rog, la un moment dat, după ce se va termina pandemia și vom schimba puțin focusul, consecințele neglijării multora dintre aceste aspecte. Deja avem astfel de date. Mortalitatea în exces din noiembrie și decembrie 2020 din România poate fi atribuită numai în 2/3 din cazuri COVID-19. O treime reprezintă restul de suferințe cronice, pe fondul cărora s-a așezat infecția cu SARS-CoV-2. Bun, mergem mai departe. Un alt studiu, desfășurat tot în Statele Unite, ale cărui rezultate au fost publicate în Lancet Psychiatry, arată faptul că unul din 3 pacienți COVID-19 sunt diagnosticați cu o tulburare neurologică sau psihiatrică în primele 6 luni de infecție. Din nou, cifre impresionante. Și da, această informație cred că poate să fie separată cumva pe 2 paliere. Sigur că o persoană care a trecut prin această boală, s-a vindecat, este la risc de anxietate, depresie după aceea. E un lucru despre care am mai discutat și s-a atras atenția de anul trecut asupra nevoii de asistență psihologică după boală. Știm că există o stigmatizare, în mod evident, pe fondul supraexpunerii subiectului în spațiu public. Acesta este un lucru evident. Al doilea palier ține de o serie de date care s-au acumulat în ultimele luni și care atrag atenția asupra tulburărilor neurologice și
psihiatrice care însoțesc infecția cu SARS-CoV-2 chiar de la început. Și de foarte multe ori aceste tulburări sunt o sursă de confuzie din punct de vedere al diagnosticului, mai ales dacă persoana respectivă are și alte boli cronice și de multe ori reprezintă și un factor de întârziere a diagnosticării pentru COVID-19. Asta este o mare provocare pentru sistemul de sănătate și personal am aflat de multe astfel de cazuri în ultimele luni. Din fericire aici, din ce în ce mai mulți medici și neurologi și psihiatri au început să înțeleagă și să fie implicați în managementul acestor pacienți, numai că este o informație care de fapt trebuie să ajungă, să fie interiorizată și de medicii, în special infecționiști și pneumologi, care au dus greul tratamentului și cei de la ATI, care au dus greul tratamentului până acum. E un semn clar că boala își arată și alte fețe, iar această față este cumva neașteptată, dar vestea bună aici este următoarea, că apariția unei tulburări cognitive în faza acută a bolii n-ar trebui să-i pună pe gânduri nici pe aparținător, nici pe pacient în sine, nici pe medic, pentru că dacă evoluția bolii este bună, aceste fenomene, sigur, ele persistă după faza acută, dar la un moment dat se remit în totalitate. Detaliile le găsesc cei interesați pe raportul de gardă.ro la secțiunea, cum spuneam, esențial COVID-19. Mai avem două subiecte în egală măsură interesante. Aș continua cu inițiativa pentru prioritizarea testării rapide COVID-19 acasă, o inițiativă CDC și Institutul Național de Sănătate din Statele Unite. Se ies test COVID. Spune, da, testează-te pentru COVID, scopul fiind acela de a depista mult mai rapid și la nivel comunitar cazurile de infecție. Exact. CDC și NIH în Statele Unite își propun prin acest proiect pilot să demonstreze fezabilitatea testării acasă cu teste antigen cunoscute, deci cele care presupun exudatul nazal. Vor să demonstreze valoarea acestei testări administrată de 3 ori pe săptămână, încă o dată spun acasă, asupra controlului pandemiei. Cred că este, am mai spus-o de atâtea ori în ultimul an, este o cale de urmat, este ceea ce ar trebui să facă și România, cel puțin o perioadă de timp, în paralel cu, sigur, cu vaccinarea și cu continuarea testării în felul în care, mă rog, se întâmplă acum. Genul acesta de inițiativă, de fapt, duce testarea foarte aproape de fiecare persoană cu scopul de prevenire, nu cu scopul de a diagnostica neapărat o infecție cu SARS-CoV-2. Am citit în metodologie și am aflat că au optat pentru administrarea acestor teste de 3 ori pe săptămână, considerând că în acest fel specificitatea și sensibilitatea metodei în sine poate să atingă cifrele pentru diagnosticul prin real-time PCR. Cred că are noi mare logică lucrul ăsta, pentru că acoperi perioada aceea de incubație, nu, a virusului. Perioada de incubație este acoperită interacțiunea din persoane respective cu alte persoane din respectiva perioadă de incubație. Nu mai este necesară apariția simptomelor pentru efectuarea PCR-ului, așa ce puțin cum este definiția de caz în România, iar rezultatul se obține mult mai repede decât prin testul PCR și poate să dea o informație extrem de valoroasă într-un timp foarte scurt. Iar abordarea aceasta la nivel de masă, noi am propus acest lucru să se întâmple în școli, am vorbit de atâtea ori. Abordarea aceasta cred că reprezintă, împreună cu vaccinarea, una dintre căile de revenire, să spunem, la normalitate. Să mai spunem că rezultatele acestui studiu apar, sunt publicate în MedRevix, cei care iarăși sunt interesați le pot găsi plecând de la raportul de gardă.ro. Și aș încheia, nu pentru că e mai puțin important, dar pentru că este ultimul subiect pe care îl abordează și raportul de gardă săptămâna aceasta, aș încheia cu tratatul internațional privind prevenirea și pregătirea pandemiilor. Pentru că pornim sau ar fi trebuit să pornim de la ideea că pandemiile s-au întâmplat, se întâmplă și se vor mai întâmpla și în continuare și că vor fi și alte tipuri de urgențe medicale serioase la nivel global. Prin urmare, ar trebui să fim mai pregătiți. Poate învățăm ceva din lecția COVID-19.
Eu sper că vom învăța. Ideea acestui tratat susținut de 25 de șefi de stat până acum, cred că este o idee foarte bună. M-am bucurat să văd că și președintele României a semnat acest tratat. E clar că dacă vorbim despre pandemie, abordarea globală este cea care va funcționa cel mai bine. Sigur, noi acum avem doar un an de pandemie și vedem cum unele state reușesc să controleze și alte state nu reușesc să controleze pandemia. Cred că în anul care urmează vom vedea cum aceste diferențe în materie de control al pandemiei se vor vedea, de exemplu, între statele Uniunii Europene. Și am vorbit iarăși de foarte multe ori despre nevoia de a avea o abordare comună a pandemiei la nivelul Uniunii Europene. O abordare la nivel global ar însemna și mai mult, în mod evident. Acest mesaj politic este extrem de important, pentru că s-a observat, deși Organizația Mondială a Sănătății în urma pandemiei cu virusul AH1N1 în 2009 a solicitat statelor membre să realizeze planuri de pregătire pentru viitoarele pandemii, acest mesaj n-a fost însușit de toate statele și oricum planurile pe care le-au făcut s-au dovedit absolut ineficiente, cel puțin în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății. Și sunt lucruri pe care le putem documenta în orice moment. Da, nu o să spun că așa ceva nu este, n-ar fi util, o să joc totuși puțin rolul scepticului sau mai scepticului în discuția noastră, pentru că totuși faptul că sunt sisteme de sănătate inegal dezvoltate și finanțate și eficiente n-ar pune piedică în funcționarea unui astfel de plan? Adică putem gândi un astfel de plan global, dar chiar și doar la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme vorbim despre țări cu înțelegeri diferite ale urgențelor de sănătate publică, cu sisteme sanitare dezvoltate diferit. Cred că cel mai bun exemplu deja există și el a fost demonstrat, pornind de la urgența Ebola în Africa. În Africa, sigur, diferențele dintre state sunt extrem de mari. În unele țări, cu greu putem să vorbim despre sisteme de sănătate în adevăratul sens al cuvântului. Dar dacă ne uităm la, de exemplu, supravegherea patogenilor, a SARS-CoV-2, dar și alții, în Africa vom vedea un model care funcționează foarte bine. Și a spune chiar mai mult de atât, cu riscul de a stârni iritare și nedumerire, în Europa Centrală și de Est, noi nu avem un sistem la fel de performant cum este cel care include multe țări din Africa de supravegherea circulației virusurilor în primul rând. Deci modele există, în Africa au pornit de la o criză de sănătate publică declanșată de Ebola. Știm că virusul are o mortalitate considerabil mai mare decât SARS-CoV-2. Și încă există, mai virusul circulă? Sigur, chiar în urmă cu o săptămână, 10 zile, au fost evidențiate două noi focare în Africa. Iar pe de altă parte, ce s-a întâmplat în Africa a fost utilizarea acestor tehnologii de secvențiere și de analiză de date în conformitate cu timpul istoric pe care îl trăim. Deci, pornind de la zero sau poate chiar de la minus, țările africane au reușit să facă un salt foarte mare din punct de vedere tehnologic și al sănătății publice. Sigur, sub presiunea, spuneam, în special a epidemiei de Ebola. Deci, iată, avem un exemplu. Avem și noi o presiune destul de serioasă. Ar trebui să ne uităm la exemplele care au funcționat. Da, iar în Africa există, de fapt, și o coordonare. Sigur, Africa de Sud duce greul din punct de vedere, să spunem, tehnologic, dacă vreți, al secvențierii, al analizei de date. Dar dacă ne vom uita în baza de date GISAID, de exemplu, unde sunt uploadate genomurile SARS-CoV-2, o să constatăm multe țări africane care înainte de luna decembrie, de exemplu, contribuiau masiv cu date, incomparabil, repet, cu multe dintre țările din Europa Centrală și de Est. Inclusiv cu România. Fără discuție. Acum, sigur că în România s-a secvențiat mai mult în ultima perioadă, dar rămân la opinia că valoarea acestor date este extrem de limitată.
Total insuficient față de câtă nevoie este. Înainte de a încheia, vom discuta pe larg săptămâna viitoare o știre care, mă rog, ar putea să ne dea speranțe, dar cred că trebuie să mai avem deocamdată niște rezerve. Cocktailul de anticorpi al Regeneron reduce riscul de îmbolnăvire cu COVID-19 cu 81%. Este o știre pe care o publică Hot News. Este vorba despre o combinație de anticorpi sintetici contra COVID-19. Într-adevăr, acești anticorpi administrați în fază incipiente ale bolii, e foarte important de spus acest lucru, pot să blocheze SARS-CoV-2 și acest studiu de fază 3, pentru că despre asta vorbim, a arătat o reducere, cum spuneți, a infecțiilor simptomatice cu până la 81%. Este o cifră impresionantă. E de văzut în cât timp Agenția Europeană a Medicamentului va evalua aceste date și va decide probabil o autorizare de urgență pentru utilizarea acestui cocktail de anticorpi monoclonal. Știu că procedura de revizuire continuă a început în urmă cu câteva săptămâni. A specula că probabil până în vară vom avea pe piața europeană acest cocktail. Foarte interesant din punct de vedere științific. Vom vedea dacă și care sunt limitările acestui cocktail în relație cu variantele și cu tulpinile noi care încep să circule sau care circulă deja în Uniunea Europeană, dar e un lucru foarte important și anume că, iată, și pe componenta de terapie, să spunem, veștile sunt bune sau încep să fie bune, ca și veștile despre vaccinări. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare în cazul în care nu apare altceva mult mai arzător. Cu siguranță vor mai apărea și alte informații. Important e să, cum să spun, să le discernem. Cred că după un an am învățat să luptăm și cu infodemia.